să un episod pe acest canal. Știu că se vede muzică pe fund, dar na, chiar n-am ce să fac de muzică. Astăzi vreau să fac din nou story time pentru că am văzut că story time-ul trecut chiar s-a făcut și vizionare, că tot cam toate vizionările de pe canal, de toți abonații. Și like-uri, am primit 3 like-uri, ce bine, pentru unii pare foarte puțin, înțeleg, mai ales pentru YouTube-uri mari, dar pentru mine e destul de bine. Vreau să zic doar că azi facem un story time, deci hai să grăbim. În primul rând că v-ați arătat asta, că am văzut asta, ok? Rogătez asta, acum să vedem, începem cu story time-ul meu. Este cum mi-am rupt eu mâna. Eu mi-am rupt mâna prin... am dat o leagă la începutul verii, că pe la 5 ani aveam, că se pare, sau mai mic, mai mare, nu mai știu, pe acolo știu. Dar m-am ridicat în picioare și mă țineam așa. Și n-am vrut să mă dau jos, am zis să mă dau așa, puse pompieri, înțelegeți, când eram mic. Și ce am zis eu? Hai să nu mai închid și degetele, știți? Dacă mă duc așa. Dar ce am făcut eu? Am căzut așa și m-am ajuns spate. Am căzut pe beton, asta era curtea unei prietene. Și nu am rupt mâna. Plus observa, mi-a rămas și semn. Am o vară întreagă, am stat în spital. Poate că nu mă durea, cine știe ce e la început. Sper că nu mă durea, da? Dar dădeam așa, așa mă mâna întoarsă. Înțelegeți? Și de-aia eram mai speriat. Bă, m-am speriat așa un pic în sensul ăsta, dar a fost ok, adică na. Ok, adică n-a fost rău, am 3 operații la ea, n-a fost rău, într-adevăr. Dar cam așa mi-am rupt eu mâna, azi vreau să zic. Fă-te un video mai scurt, pentru că m-am zis, toate temele astea sunt scurte pentru mine, n-am ce să bufeți mari chestii. Așa că, na. Asta a fost și videoul nostru de astăzi, vă pot spune doar pa, pa!